Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit o etalare de tarot din 3 cărți pentru energia zilei de vineri 27 noiembrie. Aceasta este o etalare generală, prin urmare e foarte important să iei din ea doar acele mesaje care se aplică pentru tine și să ignori ceea ce nu este pentru tine, probabil e pentru altcineva. Ține minte că eu nu prezic viitorul, viitorul este în mâinile tale, eu doar interpretez potențialul energetic al zilei, astfel încât să vezi riscurile și oportunitățile din fiecare zi în parte. Eu îți dau o hartă astfel încât tu să poți să iei decizii informate. Indiferent dacă urmărești pentru tine, pentru partener, parteneră, pentru familie, prieteni, copii, noi nu judecăm pe nimeni, nu dorim răul nimănui și nu folosim aceste informații în scopuri malefice. Noi ne susținem, creștem împreună și evoluăm mental, spiritual, emoțional și fizic. Hai să scoatem o carte pentru dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, situație financiară și afaceri. Wow, în dragoste avem treiul de cupe întors. S-ar putea să vă certați cu partenerul sau partenera de viață din cauza unei a treia persoane în relația voastră sau, da, nu neapărat din cauza unei a treia persoane, s-ar putea să fie din cauza unor obiceiuri cu care nu sunteți de acord. Vă certați cu partenerul sau partenera pentru că fumează, pentru că bea, pentru că mănâncă prea mult, în fine, pentru anumite excese care pun presiune într-un fel sau altul pe relația voastră. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să nu vă placă prietenii sau anturajul partenerului sau partenerei voastre și ăsta să fie un motiv de dispută sau de ceartă în relația voastră. Pentru cei care sunteți singuri, s-ar putea ca anumite planuri de a vă întâlni cu o persoană să cadă, pentru că persoana respectivă are alte priorități, nu vă dă importanța cuvenită, nu vă prioritizează suficient. Dacă acesta este cazul, lăsați persoana respectivă să plece, nu mai acceptați nicio ofertă din partea acestei persoane, pentru că e clar unde sunt prioritățile și voi nu sunteți o prioritate. În sănătate avem 7 de bâte, o zi în care este necesar să fiți vigilenți, să aveți grijă cu cine intrați în contact, în ce medii mergeți, o zi în care trebuie să preveniți, pentru că dacă nu preveniți astăzi, mâine va trebui să tratați. Atenție la posibile accidente rutiere din cauza vitezei sau a neatenției. În bani, carieră, situație financiară avem dama de săbii, o zi în care se cere de la voi să fiți strategici, inteligenți, ambițioși, să vă propuneți țeluri înalte și să faceți un plan de acțiune în această direcție. Nu este neapărat o zi în care să acționați, dar este o zi în care să faceți strategia pe termen lung pentru voi în cariera respectivă, în jobul respectiv sau pentru proiectele voastre, pentru afacerile voastre. Hai să scoatem și o carte din aceste carduri de înțelepciune, un mesaj pentru ziua de azi. Tot ceea ce fac reprezintă alegeri. Sunt acum atent la ceea ce spun. Nu spun nimic care nu vreau să devină un fapt real pentru mine. Un mesaj foarte frumos care ne îndeamnă la mindfulness, da? Să fim atenți la ceea ce gândim, pentru că gândurile noastre se transferă în acțiunile și faptele noastre, în vorbele noastre care se transferă mai apoi în realitate. Da? Mare atenție la acest dialog interior care are loc în mintea noastră în fiecare secundă, în fiecare minut, în fiecare zi. Pentru că, la urma urmei, acest dialog interior pe care îl purtăm noi cu noi înșine, constant, de-a lungul întregii noastre vieți, este cel care ne ghidează realitatea noastră și viața noastră. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această energie pentru voi. Sper să aveți o zi minunată. Pe mâine! Pa, pa!